Start perfect pentru Edi Iordănescu pe banca lui CFR. Campioana a cucerit a treia supercupă din istorie după ce a și început mai bine duelul de la Craiova. Deac a vrut să dea gol direct din corner, dar italianul din poarta gazdelor s-a opus. În replică, Mitrița a driblat tot, dar nici el și nici Cicăldău nu l-au putut învinge pe Arlauskis. Exasperat de atacul oltenilor, portarul a fost la un pas să și-a colegii la bătaie. CFR-ul a fost aproape de gol la barea lui Vinicius, dar reușita decisivă a venit abia cu un sfert de oră înainte de final. Răzvan Popa l-a secerat în careu pe Umrani, iar Culio a transformat fără emoții. S-a terminat 1-0 pentru CFR, primul trofeu pentru Edi Iordănescu la chiar primul meci pe banca clujenilor. Mă bucur și sunt mândru să antrenez jucător cu atâta calitate și spun că, din punctul meu de vedere, cred că am meritat trofeu. Este bun, îl punem la vitrină. Și... Iordănescu are șubatele de Simeone și șubatele de Guardiola. Un antrenor așa, m-a plăcut mult. I'm satisfied because the player did their best today. So, for me, it's okay.